Coșurile de fum necurățate sunt o bombă cu ceas pentru cei care locuiesc la case. În această perioadă, toate coșurile ar fi trebuit să fie deja curățate de către coșari autorizați, care, cei drept, sunt tot mai puțini. În astfel de situații nu funcționează sintagmele "lasă că merge și așa", ori "mie nu mi se poate întâmpla". Dovada sunt chiar două incendii ce au izbucnit tocmai din această cauză. Unul dintre ele s-a produs la o casă din Bulzești de Sus, unde pompieri au intervenit mai bine de 4 ore pentru a-l lichida, el manifestându-se violent. În timpul misiunii, pompierii au extras 2 butelii din interiorul casei, care prezentau un real pericol de explozie. Din fericire, cele 2 persoane în vârstă care se aflau în imobil au fost evacuate înainte de sosirea pompierilor de către vecinul care a observat incendiul și nu au necesitat îngrijiri medicale. Cauza declanșării incendiului au fost scânteile de la coșul de fum care au intrat în contact cu materiale combustibile. În acea zi, în partea opusă a județului, în Petroșani, un alt incendiu izbucnea la o altă casă. La locul evenimentului s-au mobilizat de urgență 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de primă intervenție și comandă și echipajul SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără în podul locuinței, cu posibilitatea de extindere la imobilul învecinat. După mai bine de 2 ore de efort susținut, incendiul a fost stins, suprafața afectată fiind de aproximativ 90 de metri pătrați. Din fericire, nu a existat victime, iar cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile.